Păi și mai povestește niște lucruri despre tine, nu știu. Păi ce să zic, sunt scorpion. Zodie de apă, și eu. Serios? Da, doar că nu scorpion berbec și nu de apă, de foc. A, și îmi place pictura. Mișto, și mie îmi place pictura. Serios? Adică am mai dat de câteva ori cu trafaletele. Am, uite, și cel mai mult îmi place să călătoresc și să experimentez așa din bucătăria fiecarei țări, știi? Ia uite, dar unde ți-a plăcut cel mai mult să mergi? Mă, cel mai mult mi-a plăcut în Maroc, dar să știi că oriunde am fost mi-a plăcut. Păi, nu știu, poate la prima noastră întâlnire te duc undeva unde n-ai mai fost până acum. Ia uite, dar ce ambițios ești tu! Îmi place, mi piaci! Și la pisic. Deci rămâne pe sâmbătă, da? Da, sâmbătă e perfect. Deci, am pașaport, portofel, bani, telefon, gata, sunt pregătite. Acum vin! Bună, astea sunt pentru tine. Mulțumesc! Deci ești pregătită? Da, normal, bineînțeles. Da, judecând după troller, ești foarte pregătită. Eu am vrut să fiu pregătită pentru orice, să am totul la mine, știi, să nu-mi visească nimic. Vrei să ai tot din casă sau? Ce glumeț ești, măi! Deci, vreau să-ți fac o surpriză. Pentru că ai spus că îți place să vezi lumea și să experimentezi tot felul de mâncăruri și astea, te duc într-un loc special, vrei? Unde? Păi e o surpriză. Deci, fii atentă. Pune-ți asta la ochi. Ia. Ce tare! Mi-mi plac surprizele! Mă bucur, o să-ți placă asta, hai să vezi. Deci, așa. Mi-mi place aventura! Hai să mergi! Hai! Deci, ești pregătită? Da, sunt pregătită. Ia! Ta-ra! Surpriză! Hai, hai, intră, hai! Hai, du-te, du-te, hai! Dar eu nu înțeleg, n-ai zis că mă duci undeva unde să vizitez? Da, n-ai zis că îți place să vizitez? Aici e toată lumea la dispoziție. Deci dacă vrei Italia, uite, pizza ca în Italia. China? Au pui Shanghai. Vrei Statele Unite? Burger ca în America. Sau, nu știu, dacă vrei aici mai aproape de noi, au și orez sârbesc, sau autohton, au și cârnați oltenești și mici ca la România, sau dacă ți-i dor de casă, direct o ectorie moldovenească, sau dacă ți-i dor de maică, au și zacuscă. Păi da, dar stai, cum vorbeam noi, eu credeam că mergem undeva în Italia și mâncăm pizza de la mama ei. Păi asta ce are, nu-i tot ca în Italia? Adici tu, adică nu mă duci nicăieri? Păi dar nu te-am adus, adică... Chiar credeai că te duc în Italia la prima întâlnire? Păi dacă din prima întâlnire mergem în Italia, la un an de zile ce facem? Zburăm pe lună și la 2 ani vorbesc cu Elon Musk să-mi ducă direct pe Marte? Ce frumos aici! Local drăguț, oameni amabili și mai au și deschis non-stop. Deci poți vizitezi la orice oră din noapte vrei tu lumea. Ca să nu mai zic că din februarie o să aibă și livrare la orice oră din zi și de noapte. Deci poți vizitezi lumea oricând vrei tu. Deci, ce-i vrea? Bine, dacă nu mă duci nicăieri, poți să încep să mănânc niște mici. Da, până la urmă... Gust ca în România. Bun. În Belgia nu vrei să mergem? Că au niște gofuri, mamă. Pizza asta nu poți să termin. Vorbesc de la pachetul termocutii? A, nu, stai că am trollerul la mine. Da, bun. Auzi? Yeah. Dar dacă tot ai aripile astea, nu vrei să ne luăm zborul spre Italia? Îngeri mi-o pozitor, mai dă-mi o pizza.